domnule secretar, bună dimineața. O să sunăm toți consilierii să vedem dacă o să facem quorum și dacă o să fie de acord cu ordinea de zi și cu cele trei proiecte de astăzi. Sunăm prima oară pe doamna Ceaușu. Sărut mâna! Sunt Delu Ondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Da. Ați primit documentația toată, da. Cred că sunteți la curent, cu cele 5 articole în care... Dacă, cum vreți dumneavoastră, la articolul 1 avem aprobarea proceselor verbale... Exact. Dacă sunteți de acord la aprobarea proceselor verbale din acele date. Da, 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 sunt de acord. Deci sunteți așa. La al doilea proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe venituri și cheltuieli. Rectificarea bugetară, vreau să pun o singură întrebare. Da. Noi am primit banii care i-am primit, 30.000 îi dăm la școală, nu? Exact. Și rămânem cu 20.000 pentru primărie, nu? Care rămân aici, banii pentru cheltuieli și sunt la primărie, nu? Ce vor fi? Exact, da. Deci 300 de milioane să duc. Către școală. Nouă, da? Exact. Atât. Asta sunt de acord. Da. La cu 4. La 3. La articolul 3, proiect de hotărâre privind de execuția bugetară pe cheltuieli de trimestru 3-2021. Așa. La execuția bugetară am niște întrebări. Da, vă poate... La piese de schimb s-au cheltuit 2592. La... Pentru ce piese de schimb? Pentru ce utilaje? Pentru... Duster. Pentru mașina instituției Duster-ul. Așa. S-au cheltuit anul ăsta, vara asta? Da, da, da. Au fost în service. Ah, eu n-am știut. Bun. Telefon. Materiale cu caracter funcțional. Ce înseamnă? Material cu caracter funcțional înseamnă tot ce înseamnă tonere, contracte de prestări servicii pe funcționari. Deci materiale cu caracter funcțional și alte servicii pentru funcționari. Intră toate tonerile, toate materialele care se cumpără la instituție. Am înțeles, dar la furnituri pe birou nu intră tot același. La furnitorii, la furnitorii este hârtia, sunt consumabilele de birou. Și aici, la alte bunuri pentru întreținere și funcționare. Păi tot ce înseamnă funcționarea instituției. Toate contractele, programele, tot ce înseamnă funcționarea pe secțiunea de funcționare. Și la obiecte de inventar? Păi la obiecte de inventar s-au mai luat două caloriferii, tot ce mai trebuie pe aici, prin instituții, pe la diverse birouri. Dacă vreți mai detaliat, vă spun la birou, nu am da, exact. Da, 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 nu că nu știam unde sunt și știam că sunt cam la fel. Da, nu, dar fiecare, s-a luat drujba, doar știți, a fost domnul polițist, da, 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 deci... Da, da, la obiecte de inventar... Dacă vreți exact pe obiectivi, pe obiecte de inventar, veniți și vă spun la birou exact ce obiecte da, de inventar da, s-au luat. Da, am înțeles. Deci aici sunt de acord și cu asta. Am înțeles. Articolul numărul 4. Sunt pentru domnul Budeanu Vasile, da? Da, bineînțeles, bineînțeles. Diverse întrebări, informații... Nu, astea care le-am avut de spus și atât. Mulțumim, sărut mâna. Da, da, sunăm pe... Avram. Doamna Avram Muța. Sărut mâna! Bună ziua! Sunt Delu Ondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ați fost informată cu toate documentațiile și articolele care sunt pe ordinea de zi. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi... Da, sunt de acord.
Da, și o să vă citesc articolul 1, aprobarea procesului verbal. Din cele 3 dăți, 28, 13 și 21. Ședința ordinară, de îndată și extraordinară. Dacă sunteți de acord, aveți comentarii pe bază. Sunt de acord, da. Da, deci sunteți de acord. La articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cred că v-ați informat, ați văzut că am primit o sumă de 500 de milioane. S-au împărțit 300 la școală, 200 au rămas pentru primărie, ce mai cheltuieli mai au. Dacă ai ca să citiți, sunteți informați. Da, sunt de acord, da. Da, mulțumesc. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară de cheltuieli pe trimestrul 3, 2021. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Da, mulțumim. La articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui ajutor de 3.000 de lei domnului Budeanu pentru mormântarea soției concubinei, cu care are vreo 7 copii, are documentația în spate, ați citit-o, cred. Da, 3.000 s-a propus, sau nu știu, a cerut mai mult, tot în funcție de documentație și o să aducă chitanțe. Păi era vorba, dacă era vorba de 1.500 pentru fiecare. Nu știu, nu sunt în măsură să... Da, eu sunt de acord, că fiecare o trebuie prin cază, n-a să așa. Da. Și la articolul 5 diverse, dacă aveți întrebări, informații, declarații politice. Rămâne așa, când mai avem o ședință, când va mai fi, s-a terminat pandemia, mai vorbim. 2025, ieșim din mandat. Bine, doamnă! Sărut mâna, mulțumim! Sănătate, numai bine, la revedere, o zi frumoasă. La fel. Sunăm pe domnul Beța. Toni. Bună dimineața! Bună dimineața! Săndelul Undusen, suntem în ședința ordinară. Da. Cred că ai primit toate documentațiile, dacă ești de acord cu ordinea de zi. Da, sunt de acord cu ordinea de zi. Așa, atunci o să-ți citesc proiectele. Primul ar fi aprobarea procesului verbal a ședințelor de îndată extraordinară și ordinare, din 28, 13, 21. De acord. Așa, mulțumesc. La articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Am primit suma aia de 500.000, 300 s-au alocat către școală, 200 au rămas pentru primărie, diverse cheltuieli. Dacă ai comentarii, dacă ești de acord? Diverse cheltuieli, la ce se duce? Mai exact. Mai exact, se duc pe banii pe concediul asistenței personale. Atât. Da, n-ai atât, atât, atât au fost. Nu da. Ne ajunge. Da, la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară, cheltuiel în trimestrul 3, 2021. Dacă ai întrebări, ești de acord? Da, de acord. Da. Articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de 3.000 de lei pentru domnul Budeanu Bogdănești, pentru ajutor de înmormântare pentru concubină, soție, cu care are 7 copii. A fost înmormântată, cred, dar e ajutorul cu care cheltuielile care le-a făcut. A adus justificare. El a adus justificări cu chitanțe, cu toate ce au cheltuit. Ok, de acord și cu asta. Da. Diverse întrebări, interpelări, declarații politice. Da, mulțumim, Toni. O zi plăcută. Da, sunăm pe domnul Cernat Baby. Am semnat, o citit tot. Cernat Baby.
Benedetti. Da. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Ondu! Nu mai mă prezint, că m-ai recunoscut. Da, suntem în ședința ordinară, dacă ai luat la cunoștință ordinea de zi, dacă ești de acord cu ea? Am înțeles, da, sunt de acord. Și o să citesc aprobarea proceselor verbale din 28, 13, 21, a celor trei ședințe, dacă ești de acord cu... Da. Ești de acord. La articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Suma aia de 500 de mii care am primit-o, 300 spre școală, 200 spre... a rămas la primărie pentru diverse cheltuieli. Exact, despre ce e vorba, da, și aici. Da, mulțumesc. La articolul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe trimestru 3. Dacă ai întrebări, ești de acord? Sunt de acord și aici. Da, mulțumesc. Articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de 3.000 de lei pentru domnul Budeanu pentru înmormântarea soției, concubinei, cu care are 7 copii. Da. Fără. Sunteți de acord? Dacă aveți declarații politice, întrebări pentru primar, informări. Nu. Da. Mulțumim foarte mult. Bine, o zi plăcută. Bună dimineața! Sandelu, unde sunt? Suntem în ședința ordinară. Cred că ai primit documentația, dacă ești de acord cu ordinea de zi. Da. La articolul 1, Ionuț, avem aprobarea proceselor verbale a ședințelor din 28, 13, 21, cea ordinară, de îndată și extraordinară. Dacă... Da. La articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, trimestru 4, am primit suma aia de 50.000, 30.000 au plecat spre școală, 20 au rămas în cadrul primăriei pentru diverse cheltuieli. Da, cred că ai citit. Da. La rectificare așa la ședință. Da, te ascultăm. O avem pe doamna contabilă lângă noi. Te ascultăm. Da, deci s-a luat de pe indemnizație și s-a dus pe salarii asistenți, din cauza că asistenții sunt mai mulți și trebuie să le acordăm banii pe concediu de odihnă. Ok, ceea ce vă întreb eu, de asta rectificarea este pentru trimestru 4. Da. Banii pentru această secțiune, da. Test personal cu persoane cu handicap, indemnizație, sunt de ajuns până la școală? Da. Da. Ok. Deci nu mai trebuie să... Nu, doar în cazul în care mai intră cineva. Am înțeles. Nu, vreau să vă întreb pentru că am văzut minus. Păi da, s-a luat pentru că din ei au mai murit, au fost persoane bătrâni care au mai murit și a trebuit să iau de acolo și să duc dincolo pentru că s-au mai făcut angajări la salarii. Ok. Bunuri și servicii ați minus 3.000, minus 10.000 plus 2 oameni niciodată. Ce da. Bunuri deci bunuri și servicii. S-au luat 3.000 de pe cheltuieli de transport, 10.000 de pe cheltuieli cu telefoanele și internetul și s-au dus pe alte bunuri pentru întreținere și funcționare. Dar care ar fi bunurile? Bunurile alea ar fi tot ce înseamnă întreținerea instituției, tonere, contracte de prestări servicii, toată desfășurarea instituției. Am înțeles. Dacă tot ați pomenit de tonere, cu aparatul respectiv, cu Xerox-ul, ăla cum îl mai avem?
Nu, nu, nu. Dată sau cum? Nu, este Xerox-ul cumpărat de instituție, de câțiva ani, nu. Da, era cumpărat de instituție, dar noi plăteam o anumită taxă sau... Plăteam, da, era la stare civilă, doamna Tănase a avut de pe timpul lui fostului primar Ambăruș un... scanner, o imprimantă în custodie și greu, dar am scăpat. Nu, nu, nu se mai plătește de câțiva ani, nu. De ce ești de acord? Scuze. Sunt amenzile care au fost luate și sunt procese pe rol, da. Am înțeles. Ok. Da, dacă ești de acord. Da, este hotărârea Consiliului Județean prin care am primit la drumuri suma aceasta. Este cu destinație specială pentru drumuri. Da, da. Ok. Sunt de acord cu... Da. Trecem la articolul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuielilor trimestrul 3-2021. Dacă ai întrebări. Execuția bugetară? Da. Da, te ascultă. Materiale cu caracter funcțional 14.000, articolul și pentru întreținere și funcționare 28.000. Păi ce-ți spuneam și la buget, este aceeași treabă. Aici sunt cheltuielile care s-au făcut pe trimestrul 3. Obiecte de inventar, ce intră în obiectele astea de inventar? Vă mai întrebat în... o dată ședință. Da, la obiecte de inventar intră... Deci s-au mai luat niște calorifere, s-au luat pentru noua angajată, s-a luat un laptop, imprimantă, s-a luat o drujbă, deci cam astea înseamnă obiectul de inventar. Dar inventarul se ține de către cineva? Inventarul ar trebui să țină de Stanciu Vasilica, că are dispoziții de gestionar, dar nu a făcut nimic în acest sens, deci tot contabil a face tot, ca să știți. Alții nu-și cunosc atribuțiile care le au și nu le respectă. Doar cu numele de dispoziții. Este curentul electric la iluminatul public, da. Mai este și partea de stația de pompare, bănuiesc, tot ceva de genul scrie, energia electrică plus servicii pe care le devoară, cum și venit. Acolo este curentul electric care se plătește la instituție și plus se plătește persoana care are contract de prestări servicii care bagă apă la rezervor. Apoi la ficțiunea de dezvoltare, amenajare totală de pedimență și școală, 172.157,60. Da. Suma aceasta s-a dat în ultimele 3 luni, da? Da. Cât mai este de dat? Deci contractul este în sumă de 204.000 și ceva, faceți diferența. Și doar banii ăștia s-au dat până acum, 172.000? Da, atât. Da, da. Da? Ok. Dar bănuiesc că nu o să plătim la zi și lucrarea nu este finalizată. Păi nu, lucrarea nu este finalizată, nu s-a încheiat contractul. La modernizare drumuri, păi s-au mai plătit, s-au mai plătit plan și tot ce înseamnă documentații. Alimentare cu apă, cum la scoție, 170.000, asta e probabil studii de... Studii, s-a făcut studii de fezabilitate plus măsurători, tot documentații înseamnă. Aceeași treabă, deci tot la topul sistem documentațiile pentru proiectul de iluminat și la gardul la terenul de sport la Grigorien, materialele care s-au luat și am văzut că și-au și făcut lucrarea. Fără manoperă, deci sunt doar materiale. La lucrarea de amenajare trotuară între școală și grădinit, acolo practic ei au făcut structura respectivă din fier, i-am discutat cu domnul primar.
Dar structura respectivă se cam bate cap în cap cu ceea ce trebuie să facă cei cu grădinică. Pentru că ei au făcut structura de rezistență, fierul ăla, acolo, dar practic cam încurcă copiii. Acolo mai este de lucrat și asta o discută domnul primar, că el discută cu constructorii. În fața grădiniții o să revină cu... Nu este terminată lucrarea. Nu e terminată lucrarea de modernizare, trebuie făcut urmă în fața grădiniței, ce știu eu. Da, dar ceea ce vă întreb este lucrarea de la trotuar cu o să se termine după, cred, după ce termină grădinița, sigur, o să revină, parcă așa au stipulat în contract. Dar asta trebuie interesat, nu știu sigur și eu, să nu vorbesc prostii, dar știu că așa am auzit. Ceea ce vă rog, la acest proiect de trotuar, școală și grădiniță, mai sunt puțin bani de dat, dar am dat 172 de lei până la 204.000, cam puțin bani mai de dat. Dar nu s-a plătit nimic în avans. Este situație de lucrări care este vizată de diriginte de șantier. Eu nu sunt specialist în domeniu să verific exact cât beton s-a pus fier. El este specialistul, el își asumă lucrarea. Da, nu mă refer la asta. Eu mă refer că până nu se finalizează lucrarea, nu trebuie plătit banii. Dar nu s-a plătit nimic. Deci nu s-a plătit în plus față de situație de lucrări care este vizată de diriginte de șantier. Banii sunt la zi în funcție de lucrarea care a făcut recepție. Da. Și avem articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de 3.000 domnului Budeanu pentru înmormântarea soției, concubinei, are 7 copii, am înțeles cu ea. Sunt de acord și cu acest proiect, dar aș avea o precizare de făcut. Da. Dacă Consiliul Local este de acord, că nu poate face plata fără hotărârea noastră ce să discută astăzi. Da, el a scris așa, conform deciziei Consiliului Local, cred că... Da, proiect de hotărâre este la mine. Oricum este decizia noastră în Consiliu acum ca să hotărăm dacă da sau nu. Da, sunt de acord. Am înțeles. Da. La articolul 5, diverse întrebări, declarații politice. Deci, cred că domn primar are desemnat pe cineva. În prealabil, pe cine l-am mai văzut pe teren? Am mai văzut-o pe doamna Narcisa. Persoana respectivă ar trebui să ne anunțe cumva. Dar dacă nu să fim înștiințați de către primărie, ea poate să fie mai știință la noi. Mă refer la... Nu știu,
Da, da, de multe ori vin în urma plângerilor cetățenilor, că nu cred că vine să facă, nu i-am mai văzut de mult, să facă opriri, adică să aprindă toate becuri, să vadă care nu merg, care... Cred că e în urma plângerilor. Da, domnul secretar, consemnați chestia asta, ca să o... Da. Pentru că au foarte multe ori și sunt becuri care nu se schimbă. Nu cred, mare, este doamna Vici care se ocupă de probleme. Știu că doamna Vici a mai avut o discuție într-o ședință când zicea că cu plâcănă îi face câte o sejizare, să dea număr de stâlp, număr de asta și cred că ei se duc direct acolo la zonele... Da, a consemnat domnul secretar Ionț. Pentru informarea doamna Vice. Doamna Vice, prin cel mai bine, să anunțe zona unde să fac lucrările. Da, altceva Ionț. Da, s-a achiziționat. Da, antiderapantul? Da. Da. Iau, s-a făcut achiziție pe el. S-a și adus. S-a adus. Nu știu dacă el este depozitat, cred că... La CAP. Deci este depozitat la CAP. Nu cred că o să duc în intersecții deocamdată până când o să vină zăpadă, ceva. Cred că știu că s-a mai dus primul ăsta și erau cu roaba alții că erau. Facem achiziții. Dacă îl ducem înainte din soare, dispare din zona aia. Am mai văzut și în zona noastră că erau curabile acolo. Da, asta e decizia ei. Când ăsta vorbești direct cu domn primar și poți să... Știu că dacă achiziționam ceva viață. Astea parcă le-a dus pe locații unde trebuie. La Florești știu că avem și noi o zonă unde ne trebuie. Este adus, cred că aici, la, tot la CAP-ul. Posibil să ne aducă când se apucă de lucrare. Okay. Dar asta tot cu domn primarul discuță. Da. Bine atunci. Bine, mulțumim, o zi bună. 5, 6. Cine este acum? Obuz. A, doamna Lidia, da, a fost mai devreme, ea știe care este. Obuz. 2, 3, 4, 5. A fost de atâtea ori pe aici, aș putea să vină să discute toate problemele. Nu-i așa, domnul? Dă bine la imagine. Sărut mâna! Bună ziua! Sunt de Londru, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. A fost documentată cu toate informații. De? Sunteți, da. Bine atunci, mulțumim. Sărut mâna. Da, 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 da. Bună de zi și cu unul de 7 o persoană informată care a citit, s-a documentat și... 7. Domnul? Franz. Franz Daniel. Lectura asta răspunde. Franz, el a zis că dacă nu are semnal, Ne-a telefonic, mi-a zis că este am pe telefon de acord. Bună dimineața. Suntem în ședința ordinară. Ați primit documentația, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da.
Avem primul articol, aprobarea proceselor verbale din 28-13-21. Dacă ești de acord? Da. Da? La articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Am primit suma aia de 50.000, 30.000 au plecat spre școală, 20 au rămas la primărie pentru diverse cheltuieli. Dacă ai întrebări sau ești de acord? Da, ești de acord. La articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară de cheltuieli în trimestrul 3. Dacă ai întrebări sau dacă ești de acord. Da, mulțumim. La articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării ajutorului de 3.000 de lei domnului Budeanu Vasile pentru mormântarea soției, concubinei, care are vreo 7 copii, am înțeles. Păi, dotat în spate cu chitanții, cu documentații, cu tot ce a cheltuit. Da, și articolul 4, diverse întrebări, interpelări, declarații politice, dacă... Când ne întâlnim. Da, mulțumim, da. Pa! Măgiresc cu Tamara. Așa-i că ți-o trecut măsau. Așa. Mi-e scoasă ce. Mi-e scoasă ca fel. Ești tare. E dată pe spiță, e dată. Sărut mâna! Bună ziua! Sunt de Londru, sunt președinte de ședință, ședință. Îmi pare bine, îmi pare bine. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Sunt de acord cu ordinea de zi. Vă mai citeți proiectele sau le-ați documentat, le știți? Da. Propuneri pentru cheltuieli. Oricum, eu n-am nimic de câștigat din tot ce se pune acolo. Vă dați vorumul. Asta e câștigul dumneavoastră. Așa-i, așa-i. Aveți dreptate. Câștigul e pe 8 noiembrie. Salariu. De unde au rămas, de unde au rămas, da. Alea cred că după terminarea grădiniței. Și nu știu dacă e gata alege, pentru că vine iarna și și le recomand să faci plată din Buzău. Știți... Doamna Tamara, știți că mai ziceați că ieșiți la pensie și nu o să vedeți grădiniță. Uitați că e palpabil acum. Este palpabil, mă, ce e grădiniță. Așa. Da, mulțumim, doamna ta. Să rog mâna, o zi plăcut. Da. Unde, dar unde, la ce? La dumneavoastră în poartă? La dumneavoastră în poartă, da? A, doamna Tamara, s-a consemnat, dar asta trebuia... Da, s-a consemnat, dar asta era treaba parcă doamnei vice, că zicea să-i dați numărul de stâlp. Am notat, spuneți. Nu-i problemă, am consemnat. Am consemnat, dar mai aveți și în alte părți?
Exact, mulțumim. Dacă mai aveți în alte părți, trebuie anunțate ca să le poată schimba. Da, 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 da. Vă mulțumim, sărut mâna. La revedere. Parcă o... Dacă îl faci... Dacă îl faci, dacă îl faci, indemnizația de consilier, e palpabilă. Păi... Palpabilă, palpabilă, adică... Palpabilă. De ce nu zici că doar de aici doamna Vițelă îndemnă pe toate? Da, schimbă bine, când vin băieții, de ce nu o schimba? O uita pe spun. Nu se mai înțeleg. Bună dimineața! Sândelundu sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară, ai primit toată documentația, dacă ești de acord cu ordinea de zi. Da. Da, mulțumim. La articolul 1 avem aprobarea proceselor verbale din data de 28-13-21. Dacă ai întrebări, ești de acord cu... Așa e. La articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri cheltuieli pe trimestru 4. Am primit suma aia de 5.000 de lei, 3.000 spre școală, 2.000 au rămas la primărie pentru diverse cheltuieli. Da, 30.000 la școală. Da, da. 30.000, da, da, da. Fără probleme, o avem pe doamna contabilă lângă noi, poți să întrebi. Da, nu, n-au fost bani economisiți, s-au luat de, se ia de pe un articol și se pune pe altul, în cadrul tot al cheltuielilor salariale. Da, înțeleg, și creșterea salarială, deci au mai fost două angajări anul ăsta. Da, am înțeles. Deci au crescut cu 39.000 pe trimestrul 4. Păi avem angajat la resurse umane o persoană și cu 1 august am preluat șoferul de la școală. Da, da, am înțeles. Doar am cerut până... Da. Din cauza asta sunt creșterile. Aici este o creștere de 34.000 salariați personal, nu? Nu este o creștere. Acolo am mai pus bani pentru că la... au mai fost angajări, deci a mai crescut numărul la asistenți personal și în luna decembrie, noi, conform legii, trebuie să le achităm banii pe concediu de odihnă. Da, am înțeles, am înțeles. Da, 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 da. Deci ar veni încă o lună în plus de... Da, 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 am înțeles. Deci asta ar fi partea de venituri și la partea de cheltuieli le-am văzut de toate, da, da. Deci ești de acord cu acest proiect? Sunt de acord. Dacă asta e viziunea domnului primar, el știe mai bine ce are de făcut, eu doar pot să-mi spun punctul de vedere. Am înțeles. La articolul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuiel, trimestrul 3. Dacă ai întrebări... La care încercăm să le dăm soluții prin colectarea care am început-o. Da. Ce să zic, în momentul în care nu văd măsuri concrete, v-am zis acum președinții cum mă voi abține, nu știu dacă e bine sau rău, ăsta e punctul meu de vedere, n-ar vrea să fiu interpretat în mod greșit, am o viziune diferită de a domnului primar. Da. S-abține, da. Deci la proiectul 3 te abții de la vot. Abținere, da. Proiectul numărul 4, privind aprobarea ajutorului de 3.000 pentru domnul Budeanu, pentru înmormântarea soției, concubinei, cu care am înțeles că are vreo 7 copii. Da, 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 s-a zis prin hotărâre din Consiliul Local că dăm 3.000 la fiecare, da? La 3.000, nu, deci la fiecare persoană care are nevoie, ca să nu există după aia discuțită, la 1.500, la 2.000. Am vorbit odată, am vorbit despre asta. Oricum, toate astea sunt... cu chitanție în spatele documentației. Ok, deci 3.000 rămâne pentru orice persoană care va avea probleme de genul ăsta, da? Cele care au nevoie de ajutor, nu la toată lumea. Da, 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 bine, deci de acord, da? Și articolul numărul 4, diverse declarații politice, informări. Dacă ai ceva să ne spui. Nu, momentan nu. Mulțumim, Adi, o zi plăcută. La fel, pa! Numărul 10, vom suna pe domnul Rotariu, da?
Rotariu George. Bună dimineața! Sunt Delundu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai primit, cred că, documentațiile, te-ai informat dacă ești de acord cu ordinea de zi, Vlad. Sunt de acord cu ordinea de zi. Așa. Da? Sunt de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi. Da, 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 da. Diverse întrebări, informații, declarații politice. Am înțeles, felicitări pentru munca adusă la biserica de la Grigoreni. Am văzut, ați făcut acolo treabă frumoasă și bună. Felicitări! Mulțumim! Sănătate! Da, 11. Faraon. Pe doamna Faraon Mihaela. Alo. Sărut mâna! Bună ziua! Sunt Del Undu, suntem în ședința ordinară. Da. Ați primit documentația dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da, și acum trecem la articolul 1, aprobarea proceselor verbale din 28-13-21. Da, dacă sunteți de acord, mulțumim. Da. La articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Da, sunt de acord. Sunteți de acord și cu acest proiect. La articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe cheltuieli trimestru 3-2021. Da, sunt de acord. Da, mulțumim. La articolul 4 avem un proiect de hotărâre privind alocarea unui ajutor de 3.000 da, am văzut, pentru domnul da, Vasile Budea. Da, sunt de acord și cu acela, sigur. Am înțeles. Dacă aveți întrebări, interpelări, declarații politice? Când o să fim față-față? Față-față. O să treacă nebunia asta, să vedem, da? În următorul mandat. Să rămână! Mulțumim! Sărut mâna! Nu fie așa optimist. Vreși că eu sunt optimist. Cât mai avem mă lea? Zan Firescu? Auzi, dar pe domnul președinte nu ai trecut. Eu ultimul, de câte ori am întrebat, eu îți de acord. Nea Mihaiță, da? Bună dimineața! Sunt Delundu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai primit documentația, cred, dacă ești de acord cu ordinea de zi, Mihaiță. Da, sunt de acord. Cine mai participă la ședință? Îl avem pe domnul secretar și avem pe doamna contabilă lângă noi, care ne poate ilumina. Am înțeles, am înțeles. Este filmat, realizat? Este filmat, este totul, da. Exact. Am înțeles. La articolul 1, Mihaiță, aprobarea proceselor verbale din 28-13-21 a ședinței ordinare, din dată și a celei extraordinare. Da, da, da. Dacă ai discuții sau ești de acord? Nu am nicio discuție, nu sunt de acord. Da, la articolul numărul 2, Mihaiță, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli trimestru 4. Am primit suma aia de 50.000, 30.000 au plecat către școală, 20.000 au rămas la primărie pentru diverse cheltuieli. Dacă ai întrebări, să te lămurească. Da, către școală, am făcut o solicitare pentru ceva anumit, pentru școală sau le trebuie suma de bani numai pentru funcționare? Nu, au făcut solicitare, școala a făcut solicitare, numai că solicitarea a făcut mult mai multă. Mai mulți bani, dar doar atât am putut să le dăm acum. În special pentru abonamentul la, am înțeles, la tablete, că au prestanță. Am înțeles, am înțeles.
nouă la rectificarea asta bugetară de dezvoltare. Nu am văzut nimica. Modernizare, nu am văzut nimic. Eu am funcționare. Nu mai avem nimic pentru apă, pentru aluțiuni, nu mai avem nimic pentru semestrul ăsta. Sunt 50.000, Mihai. Păi 50.000, deocamdată atât s-a primit, 50.000 și ceilalți care au venit cu destinație specială pentru drumuri. Poate o să mai fie vreo rectificare, nu știu, sfârșitul noiembrie, decembrie. Da, pe asta vreau să cred că, nu știu, da, dar deocamdată la apă, deci s-a făcut studiul diferențiale documentațiile și se lucrează pentru depunerea, pentru licitație. Deocamdată nu mai avem cheltuieli, deci am pus la ședința trecută exact, v-am explicat pe ce documentație am pus banii care au fost pe proiect. Așteptăm. Dacă nu se mai face nimic până la sfârșitul anului, probabil în bugetul de la anul o să fie sigur cheltuiel. Am înțeles. Am înțeles. Trecem la articolul 3, proiect de hotărâre privind execuția bugetară de cheltuieli pe trimestru 3. Dacă ai vreo întrebare, dacă ești de acord sau nu. Da. Cum votez? Cum votez? Ești de acord? Da, sunt de acord. Așa. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind alocarea unui ajutor de 3.000 domnului Budeanu Vasile pentru mormântarea soției, concubinei, cu care am înțeles că are vreo 7 copii. Da, vine în spate cu chitanțe, de cheltuieli, de tot, da, la toate cererile care le are. Da, da, la articolul 5, diverse întrebări, declarații politice. Da, asta vreau să discutăm despre chestia asta cu apa, ce stat este, dacă cumva eu am trecut de până acum, dacă mai schimba ceva, mai avem vreo aprobare, un aviz, mai e ceva. Aici Mihaiță, salut Mihaiță, secretarul sunt. Da. Noi am făcut demersurile, au fost cei de la Direcția Agricolă unde am depus documentația. Ieri am depus ultima adeverință privitor la suprafața care trebuie scoasă din circuitul public și băgată. Pe perioada care am așa discutat, temporară, s-a dus terenul la starea inițială, deci și ce am discutat ieri la Direcția Agricolă este faptul că toată documentația se trimite la Ministerul Agriculturii pentru avizare. Ei spun că se mișcă repede, dar după vremurile care sunt acum, stăm în așteptare. Deci am dus ultima adeverință ieri, că au fost ei în control marți. Ieri am depus, mi-a transmis că mai trebuie o adeverință cu suprafețele de amenajamentul pastoral, că special știți că doar am aprobat în 2018, am depus toată documentația, acum ea pleacă la București. Mai mult de atâta, fiecare instituție trebuie să-și facă treaba. Deci noi ne-am făcut toate diligențele. Mai mult de atâta nu pot să vă spun. Așteptăm să dăm avizul, să duci pe la CRAB. Coloana este pornită, este aprobată de noi pe partea asta, să vedem ce aveți de Ministerul Agriculturii, după care vă începe, cum zic, și domnul președinte ședință, încep licitații, încep o groază de proceduri care... Cam asta e problema. Așteptăm, așteptăm, pentru că vă dați seama că ea trece pe la noi, suntem prinși, procedurile, doar doamna contabilă a explicat câte studii de fezabilitate s-au făcut, câte cheltuieli au implicat. Acum, ultima situație a fost când s-au prezentat mari domnii de acolo, au cerut asta, le-am dus documentația, doamna Claudia le-a depus toate ce sunt documentațiile de la instituțiile abilitate cu asta și așteptăm să vedem acum. Așteptăm, pentru că vă dați seama că procedurile sunt așa de complexe la noi în România, că nu pot să spun altceva.
Da, mulțumim, Mihăiță, și noi. O zi plăcută să ai. Numai bine, sănătate. Sănătate. Da, a venit și rândul meu, fiind ultimul, sau cum se zice, cei din urmă vor fi cei din tâi. Sunt de acord cu toate cele patru proiecte. Domnule secretar, vreau să consemnați că din 13, 12 consilieri contactați, 13 consilieri din 12 contactați și cu mine 13 prezent, au fost prezenți toți 13. Deci din 3 consilieri în funcție, domnul președinte, lăsați-mi să scriu aici eu. Din 13 consilieri în funcție, sunt prezenți 13. Același lucru ziceam și eu. Gata, nu, dar eu trebuie să consemnez procedura. Exact, din care toți, la toate proiectele, au fost de acord cu toate proiectele, în afară de domnul Palcău, care la proiectul numărul 3 pe execuție bugetară s-a abținut. Cu asta declară închisă ședința ordinară de astăzi. Vă mulțumim! Și vă mulțumesc, domnul președinte, fiind sănătoși!